pregătit. Urmează primul studiu pe ziua de astăzi. Ai fost cu minte și răbdătoare și îți mulțumesc din suflet. Simona Dan de la JFK România o să ne prezinte studiul despre economia. The Reputation Economy. Vedeți că vă spun imediat. Și vă rog un aplauz ca să încurajăm, pentru că este primul vorbitor. Se leagă foarte tare subiectul de reputație, de prezentarea lui Bogdan. E foarte interesant de văzut ce s-a întâmplat cu reputația companiei după prima criză sau după a doua criză. Continui și eu firul roșu, apropo de Kaizen, împreună cu Mihaela am fost în Japonia și am vorbit cu niște manageri de la Toyota și ne spuneau atunci diferența între procesul de decizie și implementarea unei decizii. Cum este diferit într-o instituție în care se aplică principiile Kaizen și ce se întâmplă într-o companie în care nu se aplică. Japonezii care aplică aceste principii se gândesc, deci procesul de decizie e de 70% și implementează în 30% din timp. În companiile occidentale, închipuiți-vă că timpul ăsta este viceversa. Noi ne gândim 30% din timp și implementăm până când reușim să finalizăm proiectul. Știu că sunt ultimul vorbitor, aș vrea să profit de timpul care a rămas, să vă provoc puțin, să vă gândiți la companiile organizatoare de evenimente de business, publicații, grupuri de presă sau pur și simplu companii independente, care, în opinia dumneavoastră, au cea mai bună reputație. Faptul că suntem cu toți aici presupune că noi considerăm revista Viz și evenimentul organizat de colegii noștri ca fiind un eveniment cu reputație foarte bună. Mă mut acum în papucii Martei și a echipei ei și mă întreb în ce măsură reputația evenimentului și a revistei se convertește în invitați de top, în număr cât mai mare de participanți la evenimentele pe care le organizez. Ei bine, foarte mulți directori de companii s-au întrebat de-a lungul timpului care este rata de conversie între reputație și rezultatele de business. GfK și alte institute de cercetare, instituții academice, au găsit un răspuns la întrebările de genul acesta. Iar, pentru că vorbim de cifre, există o corelație foarte mare între indicele de reputație al unei companii și rezultate de business precum valoarea la bursa acțiunilor sau profit operațional, implicarea oamenilor în proiecte de CSR inițiate de compania respectivă, dar mai mult decât atât, în gradul de cumpărare, de utilizare și recomandarea produselor sau serviciilor pe care le fabrică o anumită organizație sau le produce. Știind aceste lucruri, ce CEO sau președinte de bancă sau de organizație nu și-ar dori să știe pe ce butoane să apese ca să-i crească indicele de reputație, astfel încât să vândă mai multe săpunuri, să spun, la sfârșitul anului. Vă dau un singur exemplu. E vorba de un studiu de caz, o companie din telecomunicații, pe o piață relativ apropiată, Turcia, care a început un proces de management al reputației în urmă cu 4 ani. La distanță de 4 ani a măsurat din nou scorul de reputație, acesta crescuse cu 15%, printr-un proces susținut și proiecte gândite dinainte strategice, iar impactul în business a fost cel pe care îl vedeți cu toții pe perete. Market share 17% în plus, satisfacția angajaților 11% și loialitatea clienților 6%. Astfel de cifre demonstrează, dacă mai era cazul, că între reputație și indicatorii de business există o corelație foarte puternică. Ei bine, ca și frumusețea, reputația stă în ochii grupurilor țintă. Frumusețea e în ochii privitorului, reputația în ochii grupurilor țintă. Pentru că e foarte important atunci când vorbim de reputații să știm și să fim pe aceeași pagină, vorbim despre percepții. Dacă continuăm exercițiul de la început și întrebăm managerii din această sală care cred ei că sunt atributele cele mai importante în construirea reputației unui eveniment, răspunsurile pe care le vom afla
sunt diferite de răspunsurile pe care le-am aflat de la reprezentanții mass media, de pildă. De aceea, într-un proces de investigare a reputației și de gestionare a reputației, foarte important este să ne cunoaștem publicurile cu care au impact asupra business-ului. De regulă, ele se împart în categoriile pe care le aveți listate pe perete. În funcție de strategia de business a unei organizații, un anumit public capătă o importanță mai mare decât altul la un anumit moment în timp. Să spunem că suntem o bancă și avem clienți corporate, avem small enterprises, avem clienți mass. La un moment dat s-ar putea ca decizia strategică să fie merg pentru că profitul operațional e mai mare din zona de corporate, focusul pentru mine în următorii 2 ani este zona aceea. E clar că acțiunile pe care le voi face se vor îndrepta cu precădere către zona corporate. Implicit, scorul de reputație și atributele care contează pentru large enterprises devin pentru mine prioritare, ca să-mi fac un plan concret de gestionare a reputației. Pentru astăzi, ca să revenim un pic în concret, am ales să investigăm reputația a 12 companii din industria farmaceutică prin ochii unui public țintă comun tuturor celor 12, care sunt reprezentanții mass media. 80 de jurnaliști, blogeri, moderatori TV, specializați pe business și sănătate, ne-au fost alături în demersul acesta. 75% din eșantion este reprezentat de presa centrală, 25% de presa locală. Ei au răspuns întrebărilor noastre și ne-au ajutat să vedem care este exact scorul de reputație pe companiile de pe perete în lunile august și septembrie. Asta pentru câteva detalii metodologice. Ce am făcut concret? Practic, cei 80 de jurnaliști au evaluat reputația fiecărei companii pe 7 dimensiuni care compun reputația. Aceste 7 dimensiuni sunt calitatea managementului, aici calitatea managementului însemnând cât de etică este compania, cât de etice sunt principiile de management ale companiei. Încă o dată revin, vorbim despre percepții, cum sunt ei percepuți. Un alt pilon foarte important, în ce măsură companiile respective reușesc să transmită calitatea de angajator preferat, cărora îi pasă de opiniile angajaților săi, le oferă un mediu de lucru în care pot să se dezvolte, în ce măsură companiile dezvoltă programe de responsabilitate sociale relevante pentru publicul din România, pentru români, cât de mult reușesc să transmită apropierea emoțională, angajamentul emoțional cu publicul lor, cât de puternice sunt, din punct de vedere financiar, și sigur, cât de inovative și de bune din punct de vedere calitativ sunt serviciile sau produsele pe care le oferă. Am lăsat intenționat familiaritatea ca ultim pilon, pentru că în cazul unui proces de reputație, acesta este un pilon la fel de important ca și celelalte. Și o să vedeți imediat în rezultate, anticipez puțin, din punct de vedere al jurnaliștilor pe care s-a făcut acest studiu, familiaritatea celor 12 companii a fost pilonul cu cele mai mici scoruri. Deci iată un finding și o recomandare către companiile din industria farmaceutică să-și crească nivelul de familiaritate. Familiaritate însemnând am auzit de companie, mai știu încă niște lucruri despre ea. La capitolul mai știu niște lucruri, mai avem de îmbunătățit. Ca să nu mai țin suspansul, mai am 6 minute, scorul de reputație pe companiile din industria farmaceutică este unul mediu spre puternic. 71 pe o scară de la 0 la 100 situează media industriei la cam pe la mijloc. Ca să puteți avea un benchmark, același scor aplicat pe industria de banking, tot în rândul jurnaliștilor, se situează pe la 72. Acum, ce mi se pare mie cel mai important dintr-un astfel de demers, este să vedem care sunt pilonii pe care
Companiile trebuie să se focuseze astfel încât scorul general de reputație să se ridice. Iar în cazul companiilor farmaceutice, răspunsul e management quality, asta înseamnă că percepția asupra principiilor etice poate fi îmbunătățită, calitatea de angajator preferat, din nou, nu răzbate suficient până la reprezentanții mass media, și implicarea emoțională a companiilor în viața oamenilor este iarăși un loc de îmbunătățit din punct de vedere al jurnaliștilor. De ce? Pentru că acești trei piloni au cel mai mare impact în scorul general de reputație. Deși au cel mai mare impact, ca importanță, companiile au performat mediu spre submediu pe acești trei piloni. Mai fac o mică paranteză aici, poate vă ajută să înțelegeți un pic mai bine modelul. Pe cele mai mari scoruri, dintre toți pilonii ăștia pe care îi vedem acum pe perete, le-au obținut financial strength și product quality. Ceea ce le spune că jurnaliștii se așteaptă de la o companie din această industrie să performeze bine în zona de putere financiară și da, să inoveze, să aducă produse de calitate. Ele sunt foarte importante, performează bine, dar mai puțin importante decât ceilalți trei piloni. Sunt cât de cât clară? Ok. Deci, ca primă recomandare pentru companiile din industria farmaceutică ar fi să-și crească familiaritatea, apoi întrebați dacă ar fi să asocieze cu o trăsătură de personalitate companiile pe care le-ați văzut mai devreme, care ar fi acea trăsătură? Și am listat aici top 5 companii. În cazul Roche, cuvântul de ordine care vine primul și cel mai mare pondere este vizionar și relaxat. Așa văd jurnaliștii, așa o văd pe compania Roche. În cazul Sanofi, diferențiatorul este inteligența. În cazul Novartis, trăsătura de personalitate e un tip serios. La Pfizer e un tip puternic, responsabil, iar în cazul Glaxo e lider, superior. Astfel de detalii pe fiecare din acești jucători și gândiți-vă că pe fiecare din acești jucători putem avea care sunt driverii de creștere reputației individual. Eu ce v-am spus acum, v-am spus o medie pe industrie. Există reason why-uri cum să-ți crești reputația pentru fiecare din acești jucători. Știind că există astfel de pârghe, știind că sunt niște butoane pe care dacă le apeși într-un mod orchestrat și susținut, poți să-ți atingi niște obiective de business pe care de altfel, pentru care de altfel ești evaluat la sfârșitul zilei, e evident că reputația nu e doar o latură a business-ului. Din punctul nostru de vedere, este business-ul însuși. Eu vă aștept cu drag cu întrebări la pauză, dacă aveți nevoie să lămurim indicatorii sau companiile listate și vă doresc o zi foarte plăcută în continuare. Vă aștept și cu întrebări. Vă rog dacă aveți întrebări. Un astfel de studiu cu 7, 8, 9, 10 participanți, cum ponderați numărul de participanți cu scara de la 0 la 100? N-ar fi o scară de la 0 la 8? Mai bine atunci? Cum face scoring-ul? Nu sunt 7 participanți. Au fost 80 de respondenți. 7 companii. Au fost 5 cele pe care vi le-am arătat. Mă rog. Fiecare respondent evaluează pilonii aceia de reputație pe fiecare companie. Le dă o notă, e o analiză statistică în spate. Deci fiecare a fost evaluat cu aceleași criterii. Ce v-am arătat eu, media de 71, este media reputației tuturor celor 12.
Unii s-ar putea să aibă mai sus, unii mai jos, sigur, pentru că asta e media pe industrie. Simona, câte companii au cerut să vadă un studiu de reputație? Îți mulțumesc pentru întrebare. 23 de companii din toate piețele sunt aware, dacă vreți, sunt conștiente că au nevoie de astfel de studii. Aceste companii reprezintă top 3 din fiecare industrie. Iar noi deja am dezvoltat proiecte de reputație pentru companii din banking, pharma, FMCG și utilități. Deși instrumentul e destul de recent adus în România, are un an, cam așa, un an de când îl avem în portofoliu, el face parte din instrumentele GFK Group. E un instrument de analiză de care vă mărturisesc că eu sunt îndrăgostită. Adică, ca om de comunicare să știi concret ce anume, cum anume să abordezi un public țintă, mie mi se pare esența oricărei strategii. Ținând cont că aveți doar un an, să sperăm că vorbim mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezentările excelente! Să știți că eu sunt prima încântată când avem prezentări bune și prima care vă supăr. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, ați rezistat victorios și vă invit o pauză de cafea minunată, la vața ne așteaptă afară și revenim cu o sesiune la fel de frumoasă. Mulțumesc frumos!